Bună ziua! La momentul în care voi vedeți acest clip, ar trebui să fie deja postat pe Instagram un reel pe care l-am făcut în colaborare cu cei de la Sinsei. L-am adus așa în prim plan și pe iubitul meu, se vede așa într-un colțișor la finalul reel-ului. La masa pe care am amenajat-o, am adus și niște dulciuri, mai multe sortimente de prăjituri pe care le-am gustat împreună cu iubitul meu. Și deși el este mereu lângă mine, în spatele meu, la propriu și la figurat, nu prea apare pentru că nu-și dorește foarte mult să fie parte din lumea aceasta, nici măcar nu are un cont de Instagram pe care să posteze fotografii, mă rog, e o altă discuție toată treaba asta cu social media pentru el, dar a fost de acord să mănânce cu mine la masă câteva prăjituri și să-l filmez așa de la spate și chiar la un moment dat cred că am pus o poză cu el, adică nu este un mister cine este iubitul meu, am vorbit despre relația mea, dar cel și cel mai mult mi-a plăcut și mi-a părut bine cumva că a fost de acord să fie e parte din reel-ul pe care l-am făcut pe Instagram, iar în cazul în care vă interesează să vedeți ce a ieșit, oricum pun aici și câteva cadre din reel-ul care este deja pe internet, pe o altă platformă, iar aici, pentru că avem mai mult spațiu de a vorbi, de a mă întinde la povești, de a discuta, zic să începem prima parte a acestui haul. Voi vorbi despre accesorii de casă de la Sinsei, iar săptămâna viitoare intenționez să vă arăt ce am cumpărat de la Sinsei în materie de fashion. Avem culoare pentru că data trecută când am postat un haul de primăvară, mi-ați sărit cumva în cap că hei, cam mult alb, cam mult bej, vreau niște culoare, dar momentan hai să vedeți ce am ales în materie de accesorii pentru casă. Sunt lucrușoare pe care poți să le pui pe masa din bucătărie, dar sunt și lucrușoare pe care poți să le duci în dormitor sau poate să le pui în living, o să vedeți și desigur am și un cort care poate fi scos afară, în curte sau de ce nu poate să fie pus în bagaj în momentul în care mergeți în Grecia și în felul acesta vă asigurați că cei mici sunt protejați de soare. În primul și în primul rând vreau să vă arăt fața de masă albă pe care am cumpărat-o. A fost nevoie cumva de o bază simplă, o bază neutră, în așa fel încât să vin cu accesorii colorate, să vin cu platouri colorate, să vin cu pahare colorate și de ce nu cu anumite lingurițe care au tot felul de detalii la capătul lor. Dar știu că de multe ori suntem tentați să alegem fețe de masă care sunt colorate cu niște imprimeuri sau de ce nu au tot felul de forme ciudate ca să mai schimbe puțin dinamica bucătăriei noastre. De data aceasta am optat pentru ceva super, super, super simplu și cred că o să se potrivească indiferent de context, dacă vrem să mâncăm în bucătărie sau din contră vrem să ducem toată mâncarea din frigider sau poate vrem să facem un grătar și punem rapid acest așternut pe masă și începem să amenajăm. Mi s-a părut un produs de care cu toții avem nevoie și de ce nu, dacă vrem niște culoare putem să venim cu veselă sau din contră, cum am făcut eu, am venit cu aceste forme. Sunt niște dreptunghiuri, nu știu exact cum se numesc, sigur, au o denumire aparte, dar sunt niște forme pe care de obicei le așez pe masă. Par dintr-un fel de plastic, nu știu dacă se aude tocmai în microfon, pe care vii ulterior cu vesela, cu paharele, cu tacâmurile, cu șervețelele și în cazul în care, Doamne ferește, se scapă niște mâncare pe masă, nu se murdărește fața de masă și fiind albă, ei bine, acolo trebuie să fii cu atât mai atent. Dar, pentru că avem aceste bucăți de material, nu o să ne facem griji cu privire la auleu, se murdărește fața de masă și în general, cum noi nu suntem foarte strict cu treaba asta, dacă se murdărește fața de masă, o băgăm acolo la spălat și nu avem o strictețe anume. De poate și de asta se întorc oamenii care ne trec pragul la noi încă o dată și încă o dată pentru că este totul despre a fi natural, a te simți ca la tine acasă și de ce nu a socializa de la prânz și până seara târziu. Mai departe vreau să vă arăt aceste farfurii. Sunt destul de micuțe, sunt aproximativ cât mâna mea. Nu sunt pentru felul 1 sau pentru felul 2, pentru că ar sta cam îngrămădită situația. Ele pot fi cumpărate la bucată, dar părerea mea este să luați 6 din acest fel, în așa fel încât atunci când întindeți totul pe masă, fiecare invitat să aibă câte o farfurie de genul acesta și să nu fie mai multe feluri de farfurii, căci nu arată bine. Aici am o tavă care poate să fie folosită în două situații. O dată pentru bucătărie și o dată pentru baie, de exemplu, să pui tot felul de cosmetice, să pui parfumuri, să pui palete de make-up. În cazul în care ai un locșor care să-ți permită o tavă de genul acesta, este destul de mare. Fază de farfuria pe care v-am arătat-o mai devreme ca să vă faceți o idee, ar mai intra încă alte 2-3 chestii pe lângă, dar dacă nu vreți să puneți cosmetice în interior, cred că merge foarte bine pentru a pune fructe, legume sau, de ce nu, tot felul de
preparate uscate care nu murdăresc neapărat tava. De asemenea, tot în același print și cred că se poate observa, am luat și un set de tacâmuri. În setul acesta există niște furculițe, niște linguri și niște cuțite. Mi-ar fi plăcut mult, mult, mult mai mult dacă aș fi găsit aceste furculițe, respectiv linguri, respectiv cuțite, într-o combinație de alb cu albastru și aici pe partea de sus, aici de unde îmbuci și baci totul în gură, să fie auriu și nu neapărat argintiu. Iar odată cu acest set am mai diversificat alegerile. Mă întorc la subiectul farfurii de mai devreme, doar că de data aceasta vreau să vă arăt 3 exemple de farfurii, tot pentru desert, aș zice, doar că niște farfurii sub formă de ananas, care sunt odată într-un roz deschis, într-un verde mentă și într-un roz puțin mai închis, care arată în felul următor și cred că așezate lângă niște farfuri simple, albe, dau foarte, foarte, foarte bine intercalate. Odată le pui pe acestea roz, mai deschis, odată pe acestea verzi și odată pe acestea roz. Cred că mai degrabă le vedeți pe acestea roșii pe cameră, dar credeți-mă pe cuvânt că sunt roz. Noi le-am folosit deja pe acestea și pot să vă spun că sunt extrem de încăpătoare, poți să pui mai multe dulciuri sau mai multe sărățele, covrigei în interior, dar mare, mare, mare atenție cum le spălați și asta pentru că sunt câteva linii în interior, iar în cazul în care mâncarea este una care este puțin mai moale, intră și printre aceste linii și e mai greu să le spălați, dar în rest sunt extraordinar de drăguțe, mai ales forma lor și nu mai zic de culoare. Dacă v-am arătat veselă colorată, de ce să nu vă arăt și alegerea mea când vine vorba despre pahare colorate? Odată sunt acestea verzi, odată sunt acestea roz și odată sunt acestea portocalii și așa de frumos vin acestea împreună, îți dă o senzație totală că vara este după colț, că sigur, sigur, sigur este momentul să stăm la plajă și să ne adunăm cu toții hainele că mergem în Grecia sau dacă nu, n-avem neapărat planuri să părăsim țara. Ce-ar fi să ne adunăm cu toții în curte, căci e momentul să ne distrăm împreună, că sunt 30-40 sau câte grade ori fi. La momentul de față sunt vreo 19-20, este destul de frigut, dar chiar și așa eu am pahare colorate. Să știți că sunt minunate, sunt dintr-un plastic, este un plastic ușurel, le-am folosit deja și pe acestea, am băut apă, am băut sucuri, am băut de toate cele din ele și ce pot să vă spun este că după ce le spălați, să le ștergeți musai, musai, musai repede cu un șervețel pentru că rămân niște urme pe ele, pentru că apa noastră este foarte, foarte calcaroasă și pentru că peste tot există urme de la vaze, de la tacâmuri, de la veselă care nu este albă și așa mai departe. Ei bine, așa s-a întâmplat și în cazul acestor pahare, din păcate. Le-am pătat puțin, dar sunt extrem de funcționale. Cumva asta este problema accesoriilor pentru casă care nu sunt albe din cauza apei. Sunt tot felul de pete, pete, pete și ca să mai salvez puțin din toată aparența asta, încerc imediat după ce le-am spălat să le șterg cu o cârpă sau cu un șervețel în așa fel încât să le salvez și să nu capete aceste pete și să nu capete aceste urme și mai mari pe măsură ce trece timpul. Dacă voi nu aveți problemă cu apa de acasă, spălați-le, lăsați-le la uscat și, desigur, bucurați-vă de culoare. Sunt minunate cu acest picior și uite, nu se poate scoate. În cazul în care vă interesează, sunt fixe și arată cam așa. Tot pentru bucătărie am luat și acest platou care poate s-ar putea să nu vă spună nimic, dar din momentul în care l-ai întors și vezi acest galben, Doamne, este atât și atât și atât de frumos. Iar contrastul dintre acest galben și dulciurile colorate pe care le pui în interior este minunat. Am găsit niște gogoși colorate așa micuțe și se vedeau atât de frumos așezate aici și la fel, în cazul în care nu vreți să-l folosiți în bucătărie, cred că merge foarte bine să-ți pui aici parfumuri, de ce nu, poate niște rujuri, poți să-l duci în baie, nu să-l ții neapărat în bucătărie. Este extrem de versatil, asta vreau să spun. Am zis să iau și niște șervețele colorate. În general, când vine vorba despre șervețele, le cam iei albe sau poate iei o rolă din aia de bucătărie și e ok. Poți să o pui pe masă că nu este nicio problemă, dar am simțit nevoia să aduc un strop de culoare atunci când vine vorba despre a așeza masa și de ce nu, poate au nevoie invitații să se șteargă la gură, să mai ștergi pe acolo ce mai ai nevoie înainte să pui pe masă și așa mai departe. Și am luat și acest set de
șervețele. Pentru cocktailuri am luat această formă în interiorul căreia pui apă, o bagi la frigider, iar mai apoi iese niște gheață sub formă de ananas și mi se pare foarte mișto prezentarea. O scoți, o pui pe masă și desigur încep să scoți gheața din interior. Nu știu, n-am testat-o încă, nu pot să vă spun dacă funcționează întocmai, dar urmează să fac și treaba asta. N-am mai fost neapărat despre party-uri la noi acasă, dar poate vine și vara asta sau măcar o primăvară din asta puțin mai călduță, căci a fost cald până în aprilie și mai apoi acum în mai. Nu știu unde-i soarele! Unde-i soarele? Și apropo de treaba asta, că tot divaghez, eu am vrut să filmez afară, acolo unde am amenajat masa și era totul setat pe poziții, dar bate un vânt atât de tare încât nu ne-am fi auzit-o în cu persoană. Așadar, vă prezint de aici toate accesoriile pentru casă din mijlocul livingului. Hai să mergem mai departe. Aici am o vază, este varianta puțin mai mare a acesteia și am și varianta mai mică a ei. Iar în interiorul ei am pus niște flori de genul acesta. Eu sunt fană flori naturale, dar pe de altă parte, dacă florile artificiale arată bine, poți să-ți faci treaba cu ele tot anul. Și mi-a plăcut foarte mult cum contrastează acest roz cu galbenul de mai devreme și cu tot ce am amenajat eu la nivel de veselă și tacâmul și așa mai departe. Și ia uitați ce bine arată și este suficient de mare. Nu este extrem de mare, adică nu poți să pui foarte, foarte multe flori, poate 2-3 mănânchiuri și cam atât, dar este suficient de mare încât să-l vezi și pe celălalt din fața ta cu care vorbești de peste masă, să-l vezi și să nu îți obstrucționeze cumva privirea. Eu zic că împreună cu aceste flori și cu niște tacâmuri colorate pe masă și cu niște veselă tot așa în ton, cred că arată foarte, foarte, foarte bine. De exemplu, florile acestea am luat 3 mănânchiuri. Sunt destul de stufoase, stați un pic că s-au încurcat. Sunt destul de stufoase și în cazul în care poate nu este vremea potrivită pentru a le șeza pe masa din curte, pot să le duc în dormitor, iar în felul acesta anim puțin și atmosfera de acolo. Umbreluțele acestea mi-am amintesc foarte, foarte tare de Cugir și de deserturile pe care le mâncam acolo. Era sărbătoare mare în momentul în care puneai mâna pe o ghețată și venea la pachet cu o umbreluță peste. Le-am luat și pe acestea de pe Sinsay împreună cu niște paie și împreună cu niște bețe. Bețele acestea sunt verzi și cu o floare aici la capăt și poți să învârți conținutul pe care îl ai în pahar. Poate nu vorbim despre cocktailuri, poate vorbim despre un latte, poate vorbim despre un frappe. Indiferent ce vrei să bei din paharul tău, cred că arată foarte bine și stați să vedeți. Ia uitați, să zicem că avem acest pahar. Odată punem un pai, dacă avem un frappe, de exemplu, mai punem și o umbreluță și de acolo, de la mare ești, din povestea aia. Tot accesorii de vară, cu siguranță pot fi numite și acestea, sunt în diferite forme, sunt niște cercuri, iar aici, de exemplu, avem un ananas, aici avem un pepene, chiar mi s-au părut foarte drăguțe și, apropo de ce spuneam că e bine să ai o bază curată atunci când vii cu culoare, se văd foarte, foarte, foarte bine pe o față de masă albă și vii cu niște puncte din astea, cu niște pepene, cu niște ananas sau din contră, cu niște lămâie. Și că vorbim de lămâie, de fapt, dacă stau eu bine să mă gândesc, o avem sub mai multe variante. Dar o avem și aici, în această lumânare care este minunată. Să vă spun cum folosesc eu lumânările de când a venit David în viața noastră. Le aprind cu ușile închise după ce l-am baricadat acolo în dormitor, l-am pus la somnul de noapte și mă asigur că nu ajunge nicio aromă la el. Iar după ce m-am relaxat, m-am uitat la Bridgerton, de exemplu, pentru că a apărut nou sezon, cazul care vă interesează pe Netflix, e isterie totală. Iar după ce am stins toate device-urile, m-am odihnit, m-am relaxat, deschid ușile, eliberez un pic spațiul de aroma lumânărilor din casa asta și mă duc să dorm alături de el. Așadar, dacă vă plac aromele citrice, asta ar trebui să fie lumânarea pe care puneți mâna. Dar pentru că tot vorbeam de lămâi, o avem pe asta. O mai avem pe asta pe care scrie Sugared Citrus. Asta este o lumânare de 400 de grame. Este puțin mai mare față de varianta pe care v-am arătat-o mai devreme. Adică asta versus asta. Se poate observa că este chiar dublă. Și mă gândeam că o să facă o treabă foarte, foarte, foarte bine în dormitor, dar tot așa când David este în living. Vreau să-mi spuneți și voi cum procedați cu lumânările de când aveți copii mici, că poate ne inspirăm unii de la alții, dar chiar și așa
există suficiente metode, trucuri, în așa fel încât să le ard atunci când ușa este închisă și David este în camera cealaltă. Pe bază de lămâi, am avut ceva cu lămâile și poate mă gândesc la Positano, poate mi-e dor de vacanță în Italia, nu știu, dar am luat și aceste perne și ele momentan sunt în casă. M-am proptit foarte bine aici în ele, acum când vorbesc cu voi, dar locul lor este afară. Cu siguranță n-au ce căuta în casă sau cel puțin eu nu le văd în casă. Mi se pare că trebuie să stea afară, fără doar și poate, pe mobilierul de exterior, în grădină și să te afunzi în ele acolo. Acolo le este locul sau cel puțin așa le văd eu puse, dar acum că vi le-am arătat pot să le duc înapoi acolo unde le este locul. Ce este super, super, super important de menționat în cazul lor este faptul că vine doar fața de pernă, iar conținutul este cel pe care îl aveam în casă și în cazul în care vă doriți și conținut, vă doriți și perna propriu-zisă să o băgați într-o față de pernă de genul acesta, să știți că puteți să cumpărați și conținutul perna propriu-zis de la Sinsei. Și ultimul accesoriu pentru casă, pe bază de lămâi, sunt aceste lingurițe care deja au creat o isterie pe contul meu de Instagram. Cred că am primit peste 50 de mesaje, care oricum mi se pare un număr destul de mare, pentru niște lingurițe în momentul în care vi l-am arătat pentru prima dată. Am desfăcut coletul de la Sinsei, cred că weekendul trecut. Am făcut o postare așa super, super, super rapid și am scris, ia uitați ce frumusețe aici. Din momentul ăla am creat, fără să vreau, o isterie cu privire la aceste lingurițe. Chiar spun toată treaba asta cu mândrie, pentru că reușesc să vă influențez într-un mod pozitiv să cumpărați ceea ce este mai frumos și de ce nu la niște super prețuri. Vă arăt așadar aceste lingurițe cu o lămâie pusă aici în capă. Sunt extrem de bine prinse aceste lămâi. Nu cred că vă treziți că după vreo 2-3 spălări să nu mai fie lămâia aceasta pe poziție. Lingurița aceasta este pentru desert. Ia uitați care este diferența dintre aceasta, respectiv aceasta pe care v-am arătat-o mai devreme, cu alb, cu albastru, cu dungile acestea albastre și cu argintiu. Și că tot vorbeam eu de tacâmuri argintii, odată cu această comandă se pare că am și niște tacâmuri argintii în casă. Și ultima linguriță pe care vreau să vă arăt, nu știu exact pe unde am pus-o, dar pot să vă ilustrez, căci am luat suficiente cadre înainte să vorbesc cu voi, este această linguriță, doar că în loc de lămâie are pepene aici. Mi s-a părut foarte drăguț jocul acesta de a pune pe masă lingurițe cu lămâi versus lingurițe cu pepeni și să te joci. Odată cineva primește o lămâie, cineva primește un pepene și mai ales când vine vorba despre aceste lingurițe care pot sta pe niște farfurii colorate pe care le-am prezentat mai devreme. Nu cred că ați mai văzut, sau cel puțin așa din umila mea părere, ceva mai simpatic decât aceste solnițe. Nu, sunt minunate și pe mobilierul nostru de bucătărie care este monocrom. Un strop de culoare este mai mult decât binevenit. Ultimele trei obiecte pentru casă sunt următoarele. Odată este o lumânare care se numește Black Silk și spre deosebire de cele de mai devreme, care sunt pe bază de citrice, care sunt dulci, care te duc cu gândul la portocale, la Positano, la Italia, la mirosul de pe străzi de acolo. E bine, aceasta este într-o zonă puțin mai potolită. Te duce cu gândul la așternuturi fresh, la un cocolino, la o chestie din asta puțin mai dulce, doar că puțin mai potolită. Și mi s-a părut o variantă bună că vine cu acest capac și în cazul în care nu vreau neapărat să o duc în dormitor, mă gândesc că o să fie foarte bună în baie, atunci când mai dau drumul la apă și mă așez în cadă și mă relaxez, pentru că relaxarea după ora 19-20 se întâmplă odată aici în living, la Bridgerton sau un alt serial, depinde de la caz la caz, dar și în baie, în momentul în care dau drumul la apă în cadă. Dar da, foarte drăguță această lumânare. De asemenea, ce vreau să vă mai arăt, deși v-am spus eu, am menționat la început acest cort, este un cort pe care l-am luat pentru David. Are foarte multe jucării la momentul de față, știu. Are foarte multe locuri unde poate să stea atât în interior cât și în exterior. Are și un țarc, are și o pătură, are și o saltea cu tot felul de motive din astea, de jocuri, de litere, de animale și așa mai departe, dar am luat și acest cort care mă gândeam că o să fie foarte bine neapărat pentru acum, dar s-ar putea să fie bun pentru voi acum. O să fie
perfect pentru momentul în care vom pleca în Grecia, pentru că este mai complicat să te duci cu țarcul în Grecia, cu salteaua de activități într-o cazare, într-un Airbnb, într-un hotel, de ce nu, depinde unde vom sta, și cred că rolul lui o să îl înțelegem mai bine în momentul în care o să-l punem pe David înăuntru, o să fie protejat de soare și punem și jucăriile și stă pe acolo pe burtă, doar că nu știu exact cum o să fie până la vară, și asta pentru că deja a început să se rostogolească, nu mai vrea să stea pe loc și cred că o să fie mai complicat. Dar atunci, poate, nu știu, dacă nu vrea neapărat să stea, să se joace, cred că o să fie extrem de folositor pentru clipele acelea în care ar trebui să îl adormim și nu suntem nici în hotel, nu avem sau nu vrem să ducem căruciorul în nisip și cortul acesta o să fie numai și numai bun. Dar în cazul în care vă interesează, să știți că există și așa ceva. Este o mușama. Se poate spăla ușor în cazul în care se murdărește. Poate să fie manevrat ușor pentru că există aceste mânere. Poți să-l cari stânga-dreapta. Este și suficient de încăpător. Sau are vacanța aia? Când vine totuși? Ultimul obiect pentru casă pe care vreau să vi-l arăt este această cană de la Sinsay Home. Este o combinație dintre un galben frumos, un galben mai degrabă muștar și acest auriu, și tot ziceam eu de argintiu de aici, de la Takamori, la această linguriță cu lămâi. Dar m-am orientat desigur și către o cană cu auriu, căci nu se putea altfel. Așadar, am terminat. Vreau să-mi spuneți care sunt obiectele voastre preferate, ce v-a tras atenția. Dacă ar fi să fac un top, aș zice că cele mai mișto și mai deosebite și mai altfel obiecte din acest haul ar fi următoarele. Aceste lingurițe care sunt odată cu lămâi, respectiv odată cu pepeni. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. O să fac niște sunete. Îmi place foarte mult această tavă, de asemenea platoul acesta pentru desert, care oferă un contrast foarte frumos în momentul în care pui dulciuri colorate datorită acestui galben din interior. Să nu uit de pahare, care sunt minunate și care cu siguranță au nevoie de o îngrijire specială în momentul în care vor fi spălate data următoare. Dar acolo am eu de meșterit, n-are nicio treabă cu holul acesta și n-am cum, pur și simplu nu am cum să nu menționez aceste solnițe care sunt odată sub această felie, cu forma aceasta, respectiv acest pepene, jumătate de pepene, și în interior se văd sâmburii și cât de roșu este pepenele. Nu, n-ai cum, pur și simplu, nu ai cum. Gata, am terminat, ne vedem data viitoare, adică vineri de la ora 17. Bye! Iar în cazul în care vă interesează, menționez asta la final, acest video nu este sponsorizat, doar ce am făcut pe Instagram este un material plătit de cei de la Sinsay, dar în cazul în care vă interesează ceva din ce v-am arătat eu aici, găsiți toate linkurile în descriere, iar stăicuț 10 este codul meu de discount pe care l-am anunțat pe Instagram și care vă oferă 10% discount din prețul afișat pe site. Dacă vreți să vă luați ceva. Bye! Pa!